O mașină a fost avariată într-un incendiu provocat pe Bulevardul Tineretului din Râmnicu-Vâlcea. Incidentul a avut loc de fapt la trei pubele pentru colectarea deșeurilor și s-a extins la autoturismul aflat în apropiere. Pompierii militari din cadrul ISU General Magheru-Vâlcea au sosit de urgență la fața locului pentru a lichida focul. Incendiul a pornit la mai multe coșuri de gunoi, iar pompierii au sosit cu mai multe autospeciale pentru stingerea incendiului cu apă și spumă. Până la lichidarea incendiului au ars pubele tip clopot și circa 100 kg diferite deșeuri. Flăcările au afectat un autoturism parcat în apropierea pubelelor, partea din fața mașinii fiind avariată. Cercetările preliminare arată că incendiul s-ar fi declanșat în urma folosirii focului deschis de către o persoană neidentificată.